La 10 Francesco Napoli. Diana, Diana, Diana. Ciao, bello. Ciao. Ciao. Buona mattina. Piacere. Io sono mamma mia. Mamma mia. Ah. Sì, una giraffa. Tanto alta. Giraffa. Tanto alta, sì. Campi Sbina. Bella, bella. Molto. Grazie. A venit alături de Francesco și Cristina, Cristina Hadid, care să ne ajute cumva să traducem și să înțelegem mai bine ceea ce Francesco o să ne povestească despre experiența lui în România. Cum vezi, Francesco, România și ce-ți place aici? Ho capito, adesso Francesco, ho capito tutto. Ho capito, tu dici come ti senti in Romania. Ma devi dire che io mi sento sempre bene, perché la Romania, lo dico sempre, è una nazione latina, dunque voi avete, come gli italiani, avete questo, sempre questo fuoco, questa sempre questa allegria, simpatia, dunque la date, ci aspettate col cuore, dunque mi trovo sempre bene, grazie. Mulțumesc mult. Se simte. Francesco Napoli se simte foarte bine în România, pentru că noi suntem un popor latin, suntem un popor foarte vesel, da. Și se simte întotdeauna foarte bine când vine în România. Avem foarte multe similitudini. Ce-ți place cel mai tare aici? Mâncarea, fetele frumoase, publicul căruia îi cânt și te adresezi? Cosa ti piace di più qui in Romania? Diana? Cibo? Le donne? Sì, sì. Diana, sorry. Ramona. Sì. Ah, deci fetele. Il pubblico. Fetele, și publicul îi place, și fetele îi plac, și mâncarea, bineînțeles. Tutto. Brava. Chiar da. Tot. Da. Uite că am început da. Să parlo italiano, pizza, bella, Roma, Italia. Diana parla l'italiano adesso. Sì, sì. Da. Sì, ma un poco doar vorba aia că mă emoționez repede, mai ales. Marina. Marina este una dintre cele mai cunoscute piese, sau cel puțin Marina pentru noi. Marina è conosciuta molto come tuo brano, Marina, Marina. È certo. Molto conosciuto qua in Romania e non solamente in Romania. Ma quasi tutto il mondo, certo. E conosciuta in toată lumea. Cam asta se întâmplă pe tot mapa mondului. E una dintre cele mai cunoscute și care a rămas. E conosciuta in tutto il mondo. Stasera Diana, però canterò diversamente. Diana, Ramona, Diana, Ramona. Certo, certo. Da, nu poți să te hotărăști sau de ce? Non ti puoi decidere. Farò una versione diversa. O să fac o altă versiune. Așa, una specială. Schimbi, așa, nu? Ecco, per cambiare, no? Când avem concert la Sala Palatului? Quando il concerto a Sala Palatului? Sì, noi abbiamo un concerto il 29 di novembre. Concertul este pe 29 noiembrie la Sala Palatului. Con bravissimi artisti, colleghi. Cu artiști foarte renumiți. Grandi artisti, Ricky Daniel. Cântă și Ricky Dandel, BZN, George Becker. Devo ringraziare, per questo devo ringraziare... Pentru acest lucru trebuie să mulțumesc managerului meu, Radu Groza, și German Quality Entertainment. E organizat împreună cu German Quality Entertainment. E ringraziare București, anche la România. Și bineînțeles să mulțumesc și orașului dumneavoastră, București. Te-ai plimbat prin București? Se ai visto la città di Bucarest? Certamente. Ha făcut cineva o tură? Hai fatto un tour della città? Ma io l'ho fatto da molto che faccio questo tour, perché vengo spesso in Romania, dunque mi piace tantissimo. Îmi place foarte mult orașul Bucarest, capitala. Ieri siamo stati, ad esempio, tutto il rispetto per Bucarest, che è una bella città. Cu tot respectul pentru București, care este capitala țării. Brașov. Dar Brașov... My hometown! I-a plăcut foarte mult la Brașov. Mi casa! Mi-a sì? Bellissima città, veramente. Lei è nata a Brașov. Da, mi-a plăcut mult la Brașov. I-a plăcut foarte mult la Brașov. A vizitat orașul, Piața Sfatului. Să aibă atâta vrăjeală față de fetele românce. Cu sentimentalisme, cu astea. Con le ragazze rumene. Da, toți italieni. Sorry. Tutti gli italiani sono un po', piacciono tanto le ragazze rumene. Io ho parlato di Bucarest, di Brașov, non delle ragazze. Acum a vorbit de București, de orașul Brașov, nu de... Diana, femei, Ramona, de anche, certo. Aia, că suntem noi în zonă, mi-am dat... Am și o întrebare, cine e Marina? C'è una domanda, chi è Marina? Non lo so, perché Marina voglio dire... non stie, non stie. No, Marina... Non è stata scritta da me, io ho cantato Marina. Marina non ha fu scritta da me. Il mondo conosce, c'è tanta gente, tanto pubblico, conosce Marina da Francesco Napoli? Tot publicul știe că Marina este melodia lui, dar nu este așa? Perché in quel periodo,
în acea perioadă, în 87, era il primo momento che queste nazioni, delle vecchie nazioni, era acel moment când națiunile fostele națiuni comuniste, fostele țări comuniste, atunci auzeau pentru prima dată de artiști internaționali. Dunque la gente ha conosciuto Marina Marina da Francesco Napoli. Și atunci pentru prima dată a fost cunoscută Marina Marina, cântecul Marina Marina, prin Francesco Napoli, pentru că el făcea foarte multe turnee în perioada aceea în țările post comuniste. Exact. Am înțeles. Ceea ce o să vedem și astăzi la... Abia aștept. Trebuie neapărat să ne cânte Marina Marina astăzi. Oggi devi cantare precisamente Marina Marina. Certamente. Trebuie neapărat, așa că te invităm să ne să ne allora și cânti această piață. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Mulțumim și noi. M-a ofit tot cu versurile astea, măi, Șerban. Astea cu Marina Marina. Ti voglio più presto sposar. Te vreau foarte repede, practic mărită-te cu mine, așa zice. Da. E grăbit, domnul. E grăbit. Francesc.